Parenzi mei, mamma mi ha citato Friedrich. Ne abbiamo centro vacanza alla Francia. Salutare, prieteni! Bună, mă! Astăzi facem un videoclip în care, bineînțeles, vom mânca ceva tradițional românesc și vă vom arăta exact de unde cumpărăm noi mâncărică. Da, sunt așa de entuziasmată. Dar, dacă tu crești, de ce Claire arată un pic obosită? Așa, e așa, este adevărul. Claire este un pic obosită. De ce Claire este un pic obosită? Pentru că ieri și George a mâncat ceva tradiționale. Bineînțeles, fasole i-a la mâncat. Deci nu a fost o noapte pentru mine foarte bine. O să lasă nu toate detalii aici, dar pot tu imaginezi cum a fost. Săraca! Te vezi, mami. Așa că haideți să-i dăm drumul la acest videoclip, doamnelor și domnilor. Suntem la Sibiu Shopping Center. Ce-ți mai place, nu? Da, ce-ți mai place viața? Tu conduci foarte bine, babi. O, mulțumesc mult, iubi. Te iubesc. Și eu. Și unde suntem noi acum? La? Până mai poate obosită. Sunt așa de obosită toate noaptea. A fost un coșmar. Un coșmar. Deci am ajuns aici la Auchan. Da, deci tocmai ce ne-am întors acum de la Auchan, chestia a fost că nu putem să filmăm în interior, așa că am vrut să respectăm această regulă. Bineînțeles. Și bineînțeles aici avem exact pe masă toate lucrurile. Am fost acolo la Auchan de la bucătăria lor, acolo din interior, din supermarket. Și acum vreau să vă arăt exact sărmăluțele. Ciorbica, cum arată, babi? Reviz, doamnelor și domnilor, legume deliciosi, fasolica delicioasă, orezul cu legume, yummy, yummy. Și aici avem mămălicii. Și smântână, babi, delicioasă. Chestia este că ne-am auzit în trecută că niște oameni au spus pe noi de ce voi mâncați la un supermarket sau ceva, dar i-am spus de ce nu. Dacă ne-mi place mâncare și eu îmi place mâncarea asta foarte mult, nu am rușine pentru asta. Da. De ce? Pentru că... pentru că e ieftină și este proaspătă, mai ales la supermarketurile astea și Carrefour faci și Auchan și... Da. Da, bineînțeles, și suntem entuziasmat despre restaurante, da. Dar și Auchan și altele supermarkete știe foarte bine cum se face chestie tradițională și e foarte ușor în dimineață, mergem repede, e foarte frumos. Și dacă te duci de vreme o să găsești niște produse proaspete. Că de-abia ce-a scos ciorba și toate astea. Tot e foarte cald. Da, da, da. Și de-abia ce le scosese. Ne-a așteptat pentru ciorbă cel puțin jumătate de oră ca să vină pe acolo. Da, ne-am pus, am avut ambiție. Hai să gustăm atunci, deliciosimea noastră. Na, și acum testul gustului. Cu ce să începem prima dată? Doamne ajută. Doamne ajută, da. Așa, poftă bună, cu ce să începem? Cu supă. Cu supită, babi, nu? Ca așa să începem mai întâi cu supa. Hai să vedem ce gust are această supă delicioasă. Nu vrei supă cu smântână? Pune această smântână. Mulțumesc. Mai mult? Nu, nu, e ok așa. Supă cu smântânică delicioasă. Supă cu legume. Știi ce am uitat? Pâinea. Oh, dar avem. Am uitat pâinică. Pentru că eu sunt un mare pâinar. Mulțumesc. În momentul în care eu mănânc mâncare tradițională aici, este numai o singură gândire în capul meu și asta este cum a fost posibil că am stat din nou 7 ani în Olanda fără mâncare asta. Da. Cum a fost o posibilitate? Sunt foarte curios. Ce feluri este al vostru preferat din mâncare tradițională? Aveți un felia? Cum să zic? What is your favorite? Da, ce-ți place cel mai mult? Poate fasole, că George, sau ciobă, ca mine, sau stamale. Pufuleț? Extraordinar de delicios. Nu se poate așa ceva, doamnă și domnilor. Gustul rafinat, naturalețea, mirosul, e fainoșat. Da, fainoșat este un cuvânt care noi nu am știut. Dacă ne-am avut ideea asta în București, în timpul în care tu ești acasă, tot e fric. Da. Mi-am trenat supica foarte delicioasă. Și ghiciți ce am eu aici? Fasolica, pentru că, doamnelor și domnilor, eu pentru această fasolică mor. Deci este extraordinară de delicioasă. Doamnelor și domnilor, fasolică, priviți.
Nevasta mea s-a speriat acum, doamnă, își dăm la câteva surel să mănânc eu, pentru că știe ce urmează. Mamă, mamă. E cu piper, nu? Mhm. Fasole cu ciolan. Cu ciolan delicios. Mmm. Hm. Și bineînțeles, această fasole se mănâncă acum cu mămăligă. Pentru că mămăliga este foarte bună la fasole. Ia, ia. Mmm. Nu se poate una ca aceasta. Și ia să gustăm noi și această fasole cu ciolan. Mmm. Am uitat să luăm desert. N-am nevoie. Mm. Cum avem nevoie o de desert dacă avem asta de toate aici? Foarte delicios. Știi că trebuie să mănânci tot. Luminos? Trebuie să mănânci tot și asta și orez de tot. Asta este regula. Dacă nu, mi-e de dai mie. Eu le mănânc. Mm. Sărmăluțele acum, doamnelor și domnilor. Numai mâncărică îmi place. Asta e a mea, una, două. Pune trei și ia mână bună. Nu, nu, tu mănânci două. Două, eu două, tu. Dar nu pot. Asta e un pic mai desfăcută, dar e ok. Așa, pentru tine. Niște orez. Așa. O, putem spune și smântână pe sarmale. Oh. Bagă-te tine! Da, da, smântânation. Mamă. Smântânation. Da, unde se pun aici? Sarmalele astea sunt gătite la perfecție. Mamă, cum miroase. E bun? Da? Cum am mai e? Vrei varsă? Mm-hmm. Eu nu mănânc. Clar nu mănâncă varză și mi-o dă mie. Sunt foarte pretențioasă, mm-hmm. Nu? Da. Și eu, personal, îmi place cel mai mult sarmale în voie de vită. Este o combinație foarte interesantă, pentru că și este un pic acri, dar este foarte subtil din varză. Da. Foarte frumos. Da. Sarmăluțe sunt ca o artă. Nu? Ca o artă, da. Da, da, da. Pentru mine food court-ul e mai bun decât un restaurant, pentru că ai mâncare proaspătă, vezi mâncarea în fața ta. A, asta, de asta, George, îmi place foarte mult. Părinții mei, mama mea și tatăl Friedrich, ne-au mers pentru vacanță la Franța. În Franța, în sud, deci nu lângă graniță sau ceva. Și prima seară în care tu ești în Franța, țara de iubire și țara de pâine și țara de melci? Melci? Da. Să fie mai mers la un restaurant și ce am cumpărat? Schnitzel. Șnițo? Da. Să stea cu mergi lor acolo francezi. Să stea cu mergi lor acolo francezi. Oh, nu mai pot, am umflat. O vezi? Nu. Mănânci de toate. Nu mai pot. M-am îndoit. Ce ai spus? Îți dor de bucătăria olandeză? Niciodată. Mă fac să râd. Gust așa un pic de acest orez cu legume. E fresh, pentru că am văzut cum l-a adus de la cuptor. Foarte bun. Dar nu mai pot deloc, m-am umflat. Gata. Nu, nu mai pot, doamnelor și domnilor. Am mâncat ca doi purcei, da, în special eu. Da, că mereu. Nu și mai pot, eu nu mai pot. Sincer, m-am simțit plină după ciorbă. Da, a fost foarte mâncare, foarte sațioasă. Foarte... Și acum îți facem nani. Eu fac nani și tu editezi pe videoclipul ăsta. No! În orice caz, suntem full, acum suntem plini. Acum vreau să vă spun că trebuie să plecăm și noi așa, că avem treabă. Ce? Ok, suntem deci... foarte ocupați. Asta... De ce râs? Oh, man. Așa că, da, lăsați un like la acest videoclip. Da, și dacă ai niște sfaturi unde noi... Putem să mâncăm cât mai mult și cât mai ieftin. Da, pentru că George este o persoană foarte bine pentru all you can eat. Mm-hmm. All după, you can eat. După George a venit la un all you can eat, restaurantul o să fie bankrupt. Da, o să dea faliment dacă mă duc la restaurantul all you can eat.
Așa că da, lăsați sugestiile voastre prin comentarii și, bineînțeles, ne vedem data viitoare! Doamne ajută, Doamne ajută tuturor! Pa!